Capitolul 13. Cele din urmă în științări. Vin la voi pentru a treia oară. Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Cum am spus când am fost de față a doua oară, tot așa și azi, când nu sunt de față, spun iarăși mai dinainte celor ce au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți, că dacă mă voi întoarce la voi, n-am să cruți deloc. Căci căutați o dovadă că Hristos vorbește în mine, El care nu este slab față de voi, ci este plin de putere între voi. În adevăr, El a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în El, dar, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi plini de viață cu El față de voi. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Dar trag nădejde că veți recunoaște că noi nu suntem lepădați. Totuși, ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău, nu pentru ca să ne putem arăta noi înșine primiți, ci ca să faceți ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădați. Căci nu avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. În adevăr, ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteți tari. Și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri când nu sunt de față, pentru ca atunci când voi fi de față să nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. Urări de sănătate! Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți vă, îmbărbătați vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Toți sfinții vă trimit sănătate. Harul Domnului Isus Hristos. Și dragostea lui Dumnezeu, și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin!